Bună ziua, bine v-am găsit, suntem pe data de 19 mai și am întâmpinat o problemă pe care o să vă explic cum o să o rezolv. Deci, problema în ce constă? Această colonie care eu am zis că totul e în regulă și azi urma să verific, să văd care e situația. Cel mai probabil a roit. Bun, a roit, s-a dus, eu nu l-am văzut. Chestia este că a rămas fără matcă, a rămas pe niște boci. A rămas pe niște boci și mă uit, acum plânge de rupe. Bun, acum aici e un loc să vă arăt. I-am adus o diafragmă cu plasă Hahnemann, nu Hahnemann, cu Antivarova. Aici avem o diafragmă cu Antivarova. Aici am scuturat tata albina. Frumusețea e că mi-a rămas și mie vreo 5 rame cu miere. Hai că chiar dacă a roit, tot am rămas cu ceva. Bun. Și acum eu nu vin, că ăsta nu acceptă matcă nici să-l împuști. Bun. Ce trebuie să fac eu acum? Eu am câteva colonii care au stat așa câte 2 în 1, să zicem. Și acum mă duc și aduc o colonie din aceea și o pun lângă el vreo câteva zile. Comunicarea se va face doar prin plasa Antivarova, așa că urmează să mergem să luăm o colonie din aceea cu două, unde sunt două bucăți. Și să vă arăt cum e pregătită acea colonie și de ce pot să o iau. Așa, să mergem frumos. Bine, pentru aceste lucruri ești pregătit mai din timp, să zic așa. Ia să vedem unde e a doua colonie. Este exact aici. Ia să văd dacă nu obturez eu. Da, e bine. Așa. Și ce voi face? Deci, aici am două colonii. Așa. Am în dreapta și în stânga două colonii mai micuțe. Și acum o să le iau cu totul pe ăsta de aici, pe 6 rame. Aici pe 6 rame, ele sunt despărțite de Hahnemann. Aici chiar că este Hahnemann, deci o grilă Hahnemann avem. Și cu legătoarea care vine se va duce la cuibul principal, o să-i scot grila Hahnemann. Și acum n-am decât să iau și să mut această colonie, o duc acolo în locul acela. Îl iau cu totul. Și-a adus el ceva miere aici, așa că nu o să fie nicio problemă. Matca a ajuns aici cu ouăle. Ceva frumos. Oricum eu pun pauze și după ce îl mut acolo, deci acolo avem o matcă, o să continui. Așa continuăm, am mutat acea mică colonie și acum e o colonie frumușică, are puiet frumos. Așa, am scăpat de o matcă roitoare, bătrână, avea vreo
4 ani, cred că, a roit baba, era marcată frumos, da, nu mai contează. Bun, acum după ce am mutat colonia, vedeți aici am o grilă Hahnemann, o scoatem afară și prima dată voi reorganiza această mică colonie. Așa. E o colonie micuță, dar acum o să preia cu legătoarea de la colonia respectivă. Nu o să fie nicio problemă, ele deja comunicau dinainte. Bun. Și aici punem rame goale. Mergem să aduc niște rame goale. Acum completăm cu rame goale frumos. Așa încet încet scap și eu de măcile roitoare. Mai am încă una care e tot așa. Bun. Îi pun și o foaie. Frumos. Au fost pe 5 rame, cam 2 rame de culegătoare o să fie. Îi mai pun o ramă. Mătcuțele roșii nu roiesc. Am aici mai multe mătcuțe roșii și totul va fi bine. Bun, deci am extins cuibul ca să fac loc. Să-i spunem așa, culegătoare care este acum pe traseu, o să aibă un pic de loc. După care mergem și organizăm cuibul la colonia aceea unde am dus-o. Și acolo trebuie să organizez acest lucru un pic. Bun. Deci s-a rezolvat, aici a rămas o colonie. Acum are spațiu suficient. Îl împachetăm frumos. Și dacă se mai întâmplă să mai roiască vreunul, la fel facem. La fel voi proceda. Poate se împerechează și mătcuțele virgine până atunci și avem de unde să dăm măci viabile. Așa. Uite că nu roiesc văruoșii, aia ar trebui să roiască să scap de ei. Oricum, i-am strâns foarte, foarte bine. Poate intră în frigul roitului și scap de ei. Bun. Așa, ăsta e rezolvat. Acum să mergem să organizăm și cuibul celălalt. Așa. Aici am adus o pămătcuță. O să-i pun o ramă cu mieră. Mai goale. Se pune totuși o ramă cu mâncare, că o să stea aici un timp și îi punem mâncare. Aici punem mâncare, punem diafragmă. Așa, și acolo umplem tot cu rame goale. Aici, în mare parte, este doar
cu legătoare. A rămas cu două boci căpăcite pe care le-am distrus. Nu s-a dat măcilor de roire, mai ales când am cu ce să le schimb. Așa. Umplem și când peste 3-4 zile, sau 5 zile, o să îi dăm drumul la diafragmă, o mai lăsăm în pace și cam asta-i. Bun, cam așa arată. Lucrarea a fost simplă, asta cu ocazia să avem de unde să luăm, știți? Dacă n-ai de unde să iei, e o problemă, lași cum e. Bun, cam atâta pentru acest film. Dacă aveți întrebări, vă răspund cu toată plăcerea. Până data viitoare, numai bine!